trebuie să fie o zi când te-ai oprit din fuga asta. Mm-hmm. Speranța a venit în viața mea în momentul în care fratele meu, Dan, fiind internat la dezintoxicare la Spitalul Obregea în anul 2007, a întâlnit echipa Teen Challenge România. Deschiseseră primul centru de băieți, centru unde ajutau persoane, băieți, cu probleme de dependență, în special dependență de droguri. Și aveau un program pe termen lung, de aproape un an, în care puteau merge după ce ieșeau de la dezintoxicare și aveau parte de un proces terapeutic de recuperare, de reabilitare, în care învățau din nou să-și ia viața de la zero, pas cu pas. Noi numim asta acum un proces de transformare profundă. Și fratele meu, Dan, fiind internat, cum am zis, la spital, a întâlnit câțiva membri din echipa Teen Challenge, a aflat despre program, despre ce se întâmplă acolo și, deși inițial a fost reticent, nu a vrut să meargă, în cele din urmă, după câteva luni, când iar a ajuns la spital, pentru că a continuat consumul, a decis să intre în programul Teen Challenge România. Mi-aduc aminte ziua în care s-a externat din spital și a intrat în program. Directorul și fondatorul Teen Challenge, Cătălin Baciu, a venit la spital să-l ia împreună cu un alt domn, iar eu și mama mea eram acolo. Tu consumatoare? Eu consumatoare încă. Mama mea plângea. Când l-a văzut pe Cătălin Baciu, mi-aduc aminte, l-au luat pe fratele meu din spital și îi conduceam la mașină, la mașina cu care plecau spre centru și mama mea l-a luat pe Cătălin Baciu în brațe și a început să plângă și a zis, vă rog frumos, salvați-mi copiii. Și plângea așa intens și domnul cu care era cu Cătălin s-a uitat la ea și s-a rugat pentru ea și a zis, Doamnă, lacrimile dumneavoastră sunt acum lacrimi de tristețe, dar va veni o zi în care ele vor fi lacrimi de bucurie. Și în cele din urmă așa a fost, pentru că fratele meu a intrat în program, deși eu nu-i dădeam nicio șansă și mă gândeam că până seara o să fie acasă, mai ales că programul este creștin, are la bază o filozofie creștină și principii de viață creștine, iar fratele meu era ateu. Și lucrurile astea intrau în disonanță, să zic. Dar nu mică mi-a fost mirarea când am văzut nu doar că a rămas, dar când l-am vizitat după o lună, când am avut ocazia să-l văd după o lună, să văd o schimbare incredibilă la el. Nu doar cum arăta fizic și faptul că se întremase și se îngrășase și arăta bine, dar când m-am uitat în ochii lui, a fost momentul în care am știut că ceva e diferit acolo. Pentru că în ochii lui acum avea viață și speranță. Și în ochii lui nu mai citeam durerea pe care eu o vedeam și pe care eu încă o aveam, aceea a lipsei de speranță pe care consumatorii de droguri o au. În anul 2009, că ai vorbit de o zi, pentru mine ziua a fost 23 decembrie 2009, momentul în care am intrat și eu la rândul meu într-un alt program terapeutic din Câmpina, la Asociația Mână Deschisă, și din acel moment viața mea s-a schimbat complet. A fost momentul de switch, momentul în care viața mea a luat o întorsătură radicală. Cred că ce a contat cel mai mult pentru mine, începând de la perioada asta de interacțiune și de relaționare cu cei din echipa Teen Challenge România și ulterior în centrul în care am fost,
la nivel emoțional a fost faptul că m-am simțit acceptată și iubită necondiționat de oamenii ăștia. Și am văzut că ei îi tratau pe dependenții de droguri nu ca pe ultimii oameni irecuperabili, stigmatizați și pleava societății, așa cum alții îi vorbeau despre ei, ci îi tratau ca pe oameni valoroși, cu mult potențial, care au avut o perioadă negativă în viața lor, tulbure, o perioadă nebună, aș putea spune, cum a fost și în cazul meu, dar care, dacă aveau parte de o transformare profundă a inimii și dacă își însușesc alte convingeri, alte principii, alte valori, pot fi de neoprit și pot fi oameni care se vor întoarce în societate, care își pot face familii, își pot relua studiile și pot avea o viață frumoasă și o viață liberă. Și o să vreau acum, ca și la început de emisiune, să ne uităm în oglindă. Uh-huh. Și vreau să-mi spui ce vezi acum, la 37 de ani, Georgiana. În carobin. Acum văd un om cu demnitate, în primul rând. Demnitate care a fost redată de dragostea tuturor oamenilor care au crezut și au investit în mine. Și cel mai profund, de faptul că am înțeles în cele din urmă cât de iubite sunt de Dumnezeu. Și în momentul în care l-am acceptat pe El în viața mea, totul s-a schimbat, pentru că din asta a izvorât tot ceea ce sunt astăzi. Astăzi sunt un om care, de la o persoană lipsită de speranță, acum sunt o dătătoare de speranță, pentru că din anul 2015, Teen Challenge România a deschis și primul centru de fete, lucrare și în care eu sunt implicată. Centrul nostru de fete se numește House of Joy, o casă a bucuriei, în care vin fete care, ca și mine, au experimentat durerea dependenței, a traumelor, a abuzurilor și au ajuns la punctul în care să se simtă lipsite de speranță. Și eu, care cunosc atât de mult prin ce trec și atât de profund, nu e bucurie mai mare pentru mine decât să pot să le ajut, la rândul meu, să ajut alte fete care experimentează ce am trăit și eu. Deci sunt un om restaurat, un om care nu mai credea deloc în relații în trecut și am povestit deja prin ce relații am trecut, dar care acum sunt căsătorită cu Mihai, darul meu de la Dumnezeu, un soț minunat care mă susține în tot, mă acceptă și mă iubește necondiționat și care mă... Deci niciodată nu m-a privit, nu mi-a vorbit sau nu s-a raportat la mine prin prisma trecutului meu. Lucru la care nici prin cele mai, de neimaginat vise sau visuri ale mele, nu m-aș fi gândit că voi mai ajunge când eram unde eram. Această familie, atât de traumatizată, trecută în decurs de 30 de ani prin atât de multe, mama, tata, fratele, tu, v-ați întâlnit vreodată să vă cereți iertare, să vă spuneți ce nu v-ați spus? Așa toți patru încă nu, ținând cont de contextul părinților mei, dar noi între noi, așa, la nivel individual, să zic, doi câte doi, am făcut-o și cred că asta a fost cel mai mare pas pentru vindecarea relației dintre noi. Și cred că atunci când ierți, în primul rând te eliberezi pe tine și nu mai ești captiv al amărăciunii, al tristeții și a tot ce ai trăit în trecut și apoi îi eliberezi și pe cei care, deși ți-au greșit, până la urmă viața ta nu trebuie să fie definită de alți oameni.